Nu sunt deloc vești bune în legătură cu prețul alimentelor, pentru că, spun specialiștii, acestea vor crește în perioada următoare. Prețul uleiului s-ar scumpi cu 5 lei până în toamnă, mai mult decât atât. Sunt previziuni cu privire la prețul cărnii, la prețul alimentelor și aici ne referim la fructe și legume sau la cele de bază. Înainte de începerea războiului de la granița noastră, un litru de ulei costa 6 lei. Acum acesta a ajuns la 12 lei, însă lucrurile nu se opresc aici. Din cauza scumpirii motorinei, al gazelor, dar și al tratamentului pentru floarea soarelui, va crește implicit și prețul uleiului. Potrivit estimărilor, o tonă de semințe de floarea soarelui se va vinde cu 700 de dolari față de aproximativ 340 cât era în aceeași perioadă a anului trecut. România este prima țară din Uniunea Europeană în ceea ce privește producția de floarea soarelui, însă acest lucru nu câștigă teren în fața scumpirilor cauzate de război. Înseamnă că nu murim, nu mai trăim deloc, pentru că fără ăla este ca apa. Și ca aer, nu se poate trăi. Uleiul a devenit un moft, nu o necesitate. De la începutul anului s-a scumpit cu un leu în fiecare lună și a ajuns să se vândă la prețuri de speriat. Părere să avem dacă acui 150 de mii kilogramul și dacă mai pune încă 5 lei, acta să face 200, ce să mai vorbești? Nu mai... Deci chiar exagerează. Am mai făcut odată cu 5 lei. Și noi avem floarea soarelui, noi producem floarea soarelui, semințele, le ducem în afară și acolo se îmbuteliază și ne trimite uleiul la noi, așa, precum grâu. Noi vindem grâu românesc și cumpărăm făină de acolo, așa. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Niciodată nu s-a mai pomenit. Și noi... s-ar părea să dați 15 lei pe o sticlă de ulei? Păi este mult de tot, exagerat să dai asta. De la 2 lei, 3 lei cât era înainte, Și ca să dai 15 lei pe un litru de ulei, este exagerat de mult. Printre alimentele de bază care se scumpesc se numără și pâinea. Pagubele provocate culturilor de grâu la doi dintre cei mai mari exportatori mondiali, precum și îngrijorările legate de calitatea recoltei de grâu la al treilea mare exportator, au dus cotațiile la grâu la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, ceea ce a creat noi temeri cu privire la inflația prețurilor la alimente pentru milioane de persoane vulnerabile. Pe de altă parte, specialiștii avertizează că nu numai prețul uleiului va crește vertiginos, mai toate se vor scumpi din cauza secetei.